Pădurea Strehareț va prinde din nou viață. Intrată într-un amplu proces de reabilitare și de modernizare, zona va fi dată în folosință în cel mai scurt timp posibil. Asta înseamnă că slătinenii se pot plimba pe aleile pădurii, fie pe jos, fie cu bicicleta, trotineta sau cu rolele. Prezent la emisiunea De la stânga la dreapta de la Olt TV, directorul Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public Slatina, Claudiu Dascălu, a vorbit despre stadiul lucrărilor de aici, dar și despre facilitățile pe care pădurea Strehareț le va oferi. Aș începe cu zona de pădure Strehareț, unde suntem pe ultima sută de metri cu reabilitarea acelui drum prin pădure. Acea zonă va deveni o zonă pietonală și cu o pistă de biciclete, o pistă de alergare. Noi sperăm ca la începutul lunii septembrie să finalizăm acel proiect. Mai avem foarte puține lucruri de pus la punct. Urmează ca în perioada imediat următoare să facem marcajele rutiere și după aceea să reușim să facem și branșamentul electric pentru sistemul de iluminat public, pentru că au fost înlocuiți stâlpii care erau de când lumea acolo de 50 de ani. De fapt, da. Care nu mai erau, da? Mai bine zis, da. Au prins o vreme când prețul la fier veche a fost mai mare și... Probabil. Bine, și stadiul lor fizic arătau groaznic, da. Totuși numai cu erau degradați, cei care mai erau pe acolo, erau într-o stare avansată de degradare și nu prezentau siguranță pentru pietoni. Și am luat decizia de a înlocui acei stâlpi de iluminat public. Urmează că în perioada următoare, v-am zis, să facem branșamentul și putem să inaugurăm acea zonă. Mai mult decât atât, municipalitatea va amenaja aici un loc de joacă pentru copii și va reface celebrele zone de grătare. În paralel cu noi, colegii de la dezvoltare urbană montează băncuțele, lucrează la reabilitarea locului de joacă, înființarea unui loc de joacă în acea zonă și reabilitarea zonei de grătar. După finalizarea lucrărilor, accesul auto va fi restricționat și asta pentru că aleile pădurii vor fi destinate plimbărilor, alergării și mersului pe bicicletă. Toate aceste lucrări au ca scop punerea în valoare a pădurii Strehareți.